au datorii de miliarde de lei vechi către bugetul de stat. Cu toate acestea, continuă să-și practice meseria care le aduce amenzi, însă și venituri. Este vorba despre femeile de moravuri ușoare, care pot fi observate pe marginea șoselelor la fiecare ieșire din marile orașe. Chiar dacă au de plătit sume semnificative ce reprezintă contravaloarea amenzilor, banii nu pot fi recuperați, pentru că acestea nu figurează ca având vreo proprietate. Prostituția este o meserie veche de când lumea. La ieșirea din Arad sau în alte cartiere, fetele ies mai ales seara în speranța găsirii de clienți dornici de plăcere. Cum prostituția nu este legiferată în România, acestea riscă în orice moment sancțiuni din partea polițiștilor. Colegii mei care desfășoară activități de patrulare în teren depistează astfel de persoane frecvent. Aceste persoane întrețin raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani sau alte foloase materiale. De asemenea, sunt sancționate contravențional conform legii 61/1991, fiind luate totodată în evidențele poliției. Cum nu trece o zi fără să se întocmească procese verbale de contravenție, suma ce ar trebui încasată de stat este una considerabilă la nivelul județului Arad. Cu toate acestea, pentru că persoanele amendate nu au de unde plăti, dosarul va fi înaintat instanței de judecată. Amenzile pentru aceste categorii de contravenții s-au acumulat pentru anumite persoane în sume foarte mari. Am avut chiar persoane care au acumulat debite de peste 100.000 de lei. Numai în acest an, 74 de astfel de dosare au ajuns pe masa judecătorilor, urmând ca în toamnă să fie instrumentate. După finalizarea dosarelor, persoanele care nu au făcut dovada plății vor fi obligate la muncă în folosul comunității. Consiliul Local a stabilit prin hotărâre tipul de activități care se desfășoară pe domeniul public. Este vorba de activități de salubrizare, întreținerea spațiilor verzi și așa mai departe. Deși s-a încercat anul trecut legalizarea prostituției, proiectul de lege nu a trecut de votul senatorilor, urmând ca discuțiile în comisii să fie reluate cel mai probabil în toamnă. Nu. Cazul să se împlinde fete pe marginea drumului. Nu se poate. Se poate lucra și altfel. La așa ceva se poate lucra altfel. Ești de acord cu legalizarea prostituției? Nu, deloc. De ce? Nu este bine, nu. Nu. Nu sunt de acord? Eu nu. Asta. Îs crescut în alt sistem de mediu și nu. Deci nu sunt de acord. Da. De ce nu? De ce ar fi normal să fie legiferată prostituția? Păi decât să umble pe străzi, să stai la semafor și la ala, mai bine să fie așa. Persoanele care practică în continuare prostituția riscă amenzi contravenționale între 500 de lei și 1500 de lei.